Straton a făcut un joc foarte bun. Straton, dar portar. A avut niște intervenții. Da, mă bucur pentru el și dimineața am vorbit cu el. Este... Era și cam supărat după meci. Era supărat, a avut și el frustrări de-a lungul timpului. Adică... Și a avut o ieșire, a zis, eu o să fac în continuare tot ce pot. Da, ați văzut ce minge a scos grav, Gean, da, știi despre ce, foarte minge. Da. Mă bucur pentru el, fiindcă și el e copilul meu crescut, dar nu la Dinamo, la Rapid. Da? El este născut în 89, un băiat de mare caracter, un băiat sufletist, un băiat care a crescut pe lângă Dani Coman și a avut multe de învățat. Și care mă bucur că a intrat în poartă și nu știu, mister, parcă dumneavoastră l-ați adus la Dinamo, pe Straton? Da. Da. Dar un jucător foarte important care le-a lipsit aseară și probabil fusese unul dintre cei mai buni, chiar ultima partidă cu voluntariul, dacă nu greșesc, a fost Filip Mârjea. Da, s-a accentat. Mârjea cu un jucător foarte important. Alt jucător adus de dumneavoastră la Dinamo. Mârjea înseamnă că toți sunt nebuni. Eu l-am adus pentru că a fost unul dintre cei mai buni jucători de la Astra, era capitan de echipă. Păi da, normal. Juca în play-off. Urini nici nu l-a jucat corect, insista să joace în față, ofensiv, okay, când el e închizător. Da. Mă întreb, nu, altfel mă întreb, ce e Mârjea la bază? Dumneavoastră cum ar considera că ar fi jucat? Închizător, nu? Număr 8. Eu așa număr zic. 6 sau număr 8? Nu. El număr 8 este, dar număr poate 8. Juca foarte bine, foarte bine și număr 6. Dar eu l-am adus în contextul în care era și Dan Nistor. Și știți foarte bine, Nistor a contat extraordinar de vedem mult. Vedem și la Craiova, ce înseamnă Craiova cu Nistor. Da, bineînțeles, pentru Dinamo. Dinamo nu a mai câștigat un joc fără Nistor. Asta este realitatea. Și la începutul campionatului, dacă asta faceți aminte. Asta înseamnă noaptea minții, Nistor pe 260.000 de euro la Craiova. Tot Nistor a fost jucătorul și era normal, era capitanul echipei. Era cel mai important, cel mai important jucător. În contextul în care un junior a plecat pe 800.000, adică nici eu n-am înțeles. Costache te referi. Exact. Da, acolo n-am înțeles. Că chiar vorbeam și zilele trecute cu cineva și ziceam, dom'le, ok. Mai pune 5.000 de euro pe lună lui Nistor să-l păstrezi. Eu vedeam cel mai bun mijlocaș din Liga 1. Da, uite, Gianni Chiriță, dacă nu mă înșel, spunea, domne, nu pentru că n-avea valoare sau de bani a plecat, a plecat pentru că era vocal în vestiar. Iar la Dinamo nu se acceptă jucător cu personalitate. Nu mă refer de antren. Mă refer legat de conducere. Conducerea a fost deranjată pentru că tot comenta, vrem banii, dați-ne banii și așa mai departe. Eu nu cred că un jucător și indiferent cum îl cheamă, poate să facă ce vrea el într-un vestiar. Totul depinde de un antrenor.